Câmpina are acum o zonă de agrement căutată de oamenii de toate vârstele. Lacul bisericii, proaspăt amenajat și înfrumusețat, cu o fântână luminată seara și înălțată în bătaia vântului, va fi dotat și cu bărci și hidrobiciclete. Astfel, spațiul se ridică în totalitate la nivelul așteptărilor. Am promovat un proiect de hotărâre de consiliu local pentru asocierea municipiului cu o firmă care să aducă bărci, hidrobiciclete și pentru copii bărci cu telecomandă, vaporașe, să le manipuleze pe luciul apei. Consilierii au fost de acord cu proiectul prezentat în ședință. În scurt timp vă așteaptă plimbările cu barca. Pentru a nu strica plăcerea pescarilor, intervalul orar în care puteți să vă delectați vâslind va fi 11-19. Pentru că firma cheltuie singură banii, iar noi, municipalitatea, pune la dispoziție decât luciul de apă, cheltuie 5% din beneficiu, doar 5% va primi primăria. Sigur că beneficiul municipalității și al câmpinenilor este că acest lac va fi folosit pentru agrement. Cât de curând, în luna mai, dorința multor câmpineni va fi pusă în practică. Proiectul de modernizare a lacului pare să fi meritat eforturile.